Dacă ați început curățenia pentru Paște și vreți să scăpați de lucrurile voluminoase, vechi și nefolositoare, trebuie să știți că la finalul acestei luni va fi o campanie de colectare a acestor obiecte. Adis și operatorul de salubritate Girexim Universal va colecta deșeurile voluminoase din municipiul Pașcani în datele de 26 și 29 aprilie. Deșeurile voluminoase sunt următoarele: piese de mobilier, saltele, covoare, uși, obiecte de mari dimensiuni de folosință îndelungată. Se interzice amestecarea deșeurilor voluminoase cu deșeuri periculoase, precum asbest, vopsele, baterii și acumulatori și altele. Populația va depune deșeurile voluminoase în punctele de precolectare existente pentru deșeurile menajere reziduale, în cazul în care locuiește la bloc, sau în fața porții, în cazul populației care locuiește la casă. Adis, în parteneriat cu Girexim, organizează o campanie de voluminoase, data de 26 și 29, în care se colectează deșeurile de mobilier vechi, saltele. De asemenea, în aceleași zile, operatorul va colecta și deșeurile periculoase din deșeuri menajere. Deșeurile periculoase din deșeurile menajere sunt antelopele, uleiurile, ele se colectează separat din deșeurile municipale. Da, practic ei trebuie să sune la numărul de telefon și să se programeze pentru a ști exact operatorul de a veni cu mașina și a le colecta. Evident, scoțându-le cetățenii la poartă. Colectarea se va face doar la persoanele fizice de pe raza municipiului.